S-a născut la Brașov și a copilărit la Sibiu și poartă orașul acesta în suflet, cât și oamenii de aici. La un moment dat a renunțat la o perspectivă strălucită ca muzician și a ales să-și dedice viața lui Hristos și să devină mesagerul lui în această lume. Este cunoscut ca pastor al Bisericii Adventiste, profesor și un bine cunoscut susținător și prezentator a unor programe de televiziune. Este aici cu noi, este invitatul nostru special pentru această seară. Este vorba despre domnul pastor Lucian Cristescu. Ne bucurăm că sunteți cu noi, vă spunem bine ați venit. Pentru că sunteți invitatul nostru, vrem să vă auzim și în seara aceasta. Am deschis Sfânta Carte la Evanghelia Sfântă după Luca, capitolul 2, de la versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau pestrajă noaptea în prejurul turmilor. Și dată că un înger al Domnului s-a încățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor, ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o veste. Și deodată, împreună cu îngerul, s-au unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oameni tăcuți. A trecut timp, mult timp, de când tata și mama ne adunau în jurul pomului de Crăciun. De frumos pe ei, erau cadouri ca nu-i de după război. Dar mine nu s-a atingea de ele. Pentru că timpul aproape o oră se cânta colinde române, colinde germană, tatăl meu se la școala germană, pe mine și pe fratele meu, colinde ungurești, mama era îngurată. Și cam după o oră după ce sufletul nostru era iritat de emoție, urma bucuria pământească. Mă întreb de ce oare singura sărbătoare religioasă singura este inundată de cânte. De unde s-a născut colindul? Eu sunt convins că ceea ce face sărbătoarea nașterii lui Hristos cu totul deosebită față de toate celelalte sărbători este cânte. Aș fi vrut să fiu un păstor.
să prindă acele armonii, acele, știu eu, combinații, vedeturi, contrapunct, tot ce vrei, timbre. Niciodată în istoria Pământului, cerul nu s-a unit cu buritorii de încânte. Este prima oară și probabil va fi o dată atunci, în ziua aceea. Ei bine, dragii mei, de ce au cântat lungi? De ce cântăm lungi? Aș vrea să vă povestesc o întâmplare adevărată. Descrisă într-o revistă veche de prin 1960, dacă nu mă înșel, care s-a petrecut în Sierra Leone, Sierra Leone, o țară africană, din coasta de vest, nord-vest al Africii. În urmă, 1855-56, o familie de misionari germani de origine, dar a doua sau a treia generație de coloniști în statul Ohio, în America, îndepărtată el cumplă cu soția Suzy sau Susana și cu două fetițe, Elsie de 5 ani și Hannah de 1 an. Probabil că au venit când fetița cea mai mică era doar de câteva luni. La data aceea, poate și astăzi, nu numai atunci, tribul mente în care ei s-au așezat ca să aducă lumina sau bucuria în sufletele întunecate de sugestii, de incantația către spirite. Tribul mente în care s-au așezat până astăzi este un trib pătruns de magie, de vrăjitorie. Autoritatea cea mai mare de trib o are vraci până și șeful de trib se teme de el. Și să nu credeți că este un scamator, unul care driblează din iuțeală de mână și de băgare de seamă. Să ne ferească Dumnezeu. Să se interfereze viața noastră cu vrăjitoria. Să vedeți puterea celui rău, cât de reală este. Când Daniel Cumber s-a așezat într-un loc apropo, în apropierea unui cătună, unui sat, toți cei care erau în zonă, aproape că au dispărut. Sigur, n-au întârziat să meargă drept pe cătun, la colite. Au stat mai întâi în expectativă, așa, să se cunoască de departe. Și se simțeau conjurați de ochi. Și ziua, noaptea se apropiau mai multe. A încercat să le ofere darurile civilizației. N-au făcut. Fetițele au încercat să se apropie de copii, au fugit. Și la un moment dat, norii întunecați ai conflictului se zăresc la orizontul relațiilor. Câțiva băștinași binevoitori schimbă, dau mâncare, primesc pieptăni sau foglini sau alte pieptăni, 1857. Și pe măsură ce unii devin deschiși față de muzum, se spune obla, muzum, pe măsură ce există simpatii, vrăjitorul devine personajul principal, iese în față, își adună oameni de luptă, zvoinici, și trimit vești, obleal, muzumul, pleal. N-avem nevoie de Dumnezeul tău. Dumnezeii noștri îi cunoaște, sfintele sunt între noi. N-avem nevoie de tine. Cine merge ca misionar, nu se dă înapoi la amenințarea
cui face. Și trece un an. Un an de frustrări, un an de încercări eșuate. Cei care simpatizează vin de juriști spre seară să mai spună ce se întâmplă în sat. La un moment dat, prietenii vin și spun, mulțumcu, pleacă, pentru că am de gând să te omoare. Dar ai venit tu, misionarul, ce faci? Pentru ce? Ai venit să te scapi sau ai venit ca să lucrezi, să ajuți cu oamenii ăștia? Și-a dat de gând. La un moment dat, în fața colibei lui Muzum, apar niște război și spun, dar nu pleci, te vom omoare. La care Daniel cumpără spune, prieteni, eu am venit aici cum să fie. Vreau să vă fiu de folos. Într-una din zile, Daniel cumpără o ia de fata cea mare, Elsie, să meargă să negocieze alimente într-un sat la depărtare de vreo 4 ore. 4 ore dus, au plecat de dimineață. Au mai stat de vorbă cu oameni să deschidă capete de port. Și când s-au întors, de departe zăresc o trombă de fum, ridicându-se în dreptul colibei lor. Mama a făcut mâncare, zice Elsie, pentru tata mi se da ceva pe despropirele. Și când ajungea aproape, coliba lor arsă, nu mai da nimeni. Între mine, rămășițele trupului unei femei, sus. Ce s-a întâmplat cu Hana, cu cea mică, un an și două luni? Ce s-a întâmplat cu Hana? Bănuind că bărbații din Mende, din tribul Mende, au luat-o, s-a dus cu curaj la șeputul. Dă-mi fata și pleacă. N-am luat-o noi, au luat-o sfânt. A trimis pe oameni binevoitori să caute în pace și încolo unde e fata. Și l-a comentat chiar și prietenii, nu vreau să spună nimic, e tabu, fata e tabu. Tabu adică ceva de neatins, dincolo de sfera contactului uman. Puneți-vă în locul lui Daniel Cooper. Încearcă o jumătate de an să stăvânească, să-și găsească fapta și oamenii ocolesc. Nu mai pot să vorbească cu el, e tabu. Și atunci, strobit în sufletul lui, se întoarce în statul lui. Dacă ați fi tatăl, ce ați face? Eu aș muri dați muri și creștinii au un avantaj. Pot discuta cu acela care are toată puterea acestui lucru. Și tot timpul acesta o strigă la Dumnezeu și are simțământul că Dumnezeu îi va răspunde cumva. Peste 5 ani, în 1862, Daniel Cooper se întoarce împreună cu Elsie, fetița mare de acum, aproape adolescentă, și se întoarce exact acolo unde a fost coliba. Imediat, vestea a ajuns, a venit Muzum, omul ăla.
5 ani e ceva, deci nu-i prea mult. Oamenii sunt o distanță și Daniel cumpără pe același de mult și spune, te rog, dă-mi fata. Fata e ta. Își construiește o mică colibă provizorie. Și la circa 3 săptămâni, văzând că Daniel Bungler avea de gând să rămână și să continue cumva lucrarea începută cu timpul urmă, vrăjitorul se panichează, nu-l vrem aici. Și într-o seară apare vrăjitorul cu 6 războinici înarmați până în dinți și cu o băștinașie albă, îmbrăcată exact în portul la plată de frunze, mâscărită și murdară, care purta amprenta felului de a gândi, de a simți mente adânc. Și vrăjitorul merge în față și spune cu zumbră, spiritele noastre sunt mai tari decât Dumnezeul tău. Pleacă de aici. Uite, face un târg. Vezi de fapt asta? E fata mea, spune vrăjitorul. Odată, cu 5 ani în urmă a fost a ta, dar acum este fata mea, vorbește limba mea, se închină la spiritele mele și când întreb cine-i tatăl ei, vine la mine, nu la mine. Uite, face un târg, zice vrăjitorul. Ți-o noaptea asta ție, dimineață vin. Și dacă ea te recunoaște de tată, atunci Dumnezeul tău e mai tare și vei rămâne. Dar nu să te recunoască. Dimineața vin să o iau. Fetiță, spune fetei. Ea alipită de vrăjitor. Hai, du-te la omul ăla. Nu! Strigă fata. Hai, du-te! Du-te! Nu! Până la urmă, omul de la vrăjitor, omul aproape colibă și se retrage. Și fetița plânge, da, strigă după vrăjitor. Copilul lui. Ar fi luat-o și ar fi fugit. Dar nu se putea. N-avea. Seara s-a lăsat, copilul se refugiază în colibă, când tatăl cu lacrimi vine să se atingă de ea, fetița se retrage, urlă, nu, vreau la tata, în limba lor, mente. Ersă, mai vulnerabilă, n-a fricoșat atât de mult, și a început să-i vorbească în limba lor, în limba germană. Fetița se trage înapoi, vreau la tata. 3 ore au stărit. Copilul, încredinit, nu vrea decât la tata, la vrăjitor. Fetița încede de vorba cea mică hana, doarme. Daniel cumpără la doarme. Și Elzi are o idee. Se apropie de trupul mititel al unei fetițe de 6 ani și ceva. Și începe să-i cânte. Cânte cu neleagă pe care el cânta mama ei. Cânte cu cântă. Și fetița parcă are coșmar și se frământă. Îl cântă încă o dată. Și cântă încă o dată. Și fetița se trezește și spune un singur cuvânt. Avea doar 2 cuvinte care le-a pronunțat atunci. Mama, multi, sau mama și papa. Mama și papa. Și spune mama. Ei, acesta a fost fereastră. Și
El îi spune, mama, mama, și cântă o dată, și ca dintr-un vis, se apropie amintire, parcă un fir o duce înapoi undeva, către un început. Și Elsa continuă să vorbească, îl găsește pe tata și spune, papa, papa, și fata amintește, își amintește cuvântul tata și spune, papa, chiar el plânge, da, eu sunt papa, eu sunt papa. Dimineața, vine plânge, dă-mi fata. Și fata stă la mijloc, se uită spre tată, care nu seamănă cu ea. Se uită spre papa și cu pași liniștiți se îndreaptă spre Daniel, tata. Îi spune, papa. Spiritele au pierdut. Daniel Kumler continuă să lucreze, îl găsește în enciclopedia misionarilor, rămâne acolo și o parte din cei care au fost martori acestei schimbări pe care nu o bănuia nimeni, au dat dreptate Dumnezeului lui Iisus Hristos. Suntem într-o seară de colinde, cântec. De ce am de ani întoarce înapoi? Oare care este mesajul acestui cuvânt? Oare ne amintim de momentele când inima noastră de copil s-a plecat cu emoție asupra chipului propriu din Betlehem? Dacă este ceva pe care îl realizează cântecul, colindul, care pleacă de la cântecul îngerilor, este să ne încep privirea și să ne găsim identitatea adevărată. Noi nu suntem din lumea aceasta. Deși noi suntem țărânia. Noi avem totuși un tată, un alt tată. Și dacă putem să ne întoarcem la inima de copil, să ne amintim că dincolo de toate câte trebuie, există o destinație. Iar noi știm de unde venim, știm și unde mergem. Și dacă avem trecut și avem viitor, abia atunci gestionăm prezentul bine. Lăsați inimile voastre, dragii mei, să fie vulnerabile la cântec. Și vă va spune mai multe despre dumneavoastră, despre cer și despre fericirea pe care o sperăm. Așa se numește Dumnezeu. Dacă a fost o povestire cu o anumită doză de distrețe, dar învățătura este mare. Avem un tată care a făcut grijă de copiii săi, iar noi suntem copiii săi. Să ascultăm mai departe câteva colinde care ne îndreaptă atenția spre El, Mântuitorul nostru.